Astăzi face ouă de Paști aici cu mami. Mâna. Și vom, astăzi vom face ouă de Paști. Une și une repeat. Dacă vreți să iese așa vreți să ai cu te, nu uita să dați like pe ce, un comentariu că este foarte mult. Vedeți voi, într-un recipient cu 4 recipiente de pahare cu apă, turnăm culoarea. Aici sunt ouăle, un coș cu ață și niște hârtii. O să ia așa. Se ia 4 linguri. Uite așa. Punem așa. Și da, să puneți bine lingurile într-o parte ca toată culoarea să se... Ca să intre toată culoarea. Bun, așteptăm că... Bun, prieteni, a durat 2 minute, sau 4 minute. Și... Omul e deja făcut. Cum vedeți aici. Că nu vreau să mudesc ceva. Luați cu degetul. Nu dăm seama aici. Dar nu e la deget. Bun. Bun. Le-am pus toate așa. Stai așa. Nu vreau să mudrez pe aici sau să sparg un ou. Bun. Aici e desenul mai frumos. Bun, să ne concentrăm. Ușor, așa. Întoarcem ca să facă să coloreze tot. Tata e închid. Bun, punem așa toate ouăle și așteptăm până când va ieși. Bun, au trecut încă 2 ore și vom scoate din nou. Ușor, că nu vreau să strică ouăle.
Am pus ouăle bine. Unele chiar au ieșit destul de bine, dar măcar totuși am făcut ouăle cât se poate bine așa. Și am mai sunat încă 2 ore. Și să vă arăt cum faceți cu ouăle alea, să fie mai spectacol. Bun. Încă un recipient de sticlă. Facem altă. Luăm asta în mâncă. Punem ușurel. Ușor. Unu. Să stai departe. Bun. Luăm ușurel. Am vărsat puțin. Bun. Luăm și asta la fel. O vom pune aici. Stai să curățăm aici. Bun, am revenit din nou. Am pus mâna și le-am curățat totul. Bun, așa. Să fiu atent. Așa. Opa, cred că am vărsat. E nimic. O putem curăța din nou. Bun. Luăm. Așa. Și mai așteptăm încă 2 minute. Bun, prieten. Au trecut și încă câteva minute. Și haide să încep. Așa. Oh. Haide. Cam. E, nu mai contează. Am vărsat puțin. Uite, așa. Cu câteva. Bun. Și așa se face un ou ca la carte. Nu chiar au și perfecte, dar măcar am făcut totul ca la carte, cu câteva mici dezordini și din atenție și accidentale. Așteptăm câteva minute să se usuce toate și o să revenim cu. Bun, prieteni, ne-am revenit din nou și s-au uscat toate ouăle. Vom începe pasul 2 din ouăle noastre. Să doar face ouă. Să decurăm cu niște abțipinte. Să vom face așa. Bun, aici în ouăle pe care le-am, care sunt uscate, tot ce avem nevoie să ne niște alți pierduri de asta de decorație. Să încep.
Exemplu ăsta. Și vom continua cu celelalte ouă. Pentru o mică pauză. Bun, am revenit din nou. Și toate artipidurile alea care trebuia să introduc sunt puse bine. Mai puțin pe la galben de acolo. Practic, ouul ăsta s-a cam spart. Hai să vedeți puțin că nu se vede. Cum vedeți aici, e puțin cam spart. Deoarece nu era foarte bine. Bun, acum urmează un nou pas. Să fierbem toate ouăle astea îmbrăcate ca să fie pusă... S-a roșit el ouă? Salut, mamaie! Am uitat-o pe mamaia mea, în care ați văzut un episodul anterior, în care am arătat Skylanders. Mai, salut-i! E cam surdă și ea, am fi. Bun, să trecem la îmbrăcat. Bun, am fierb apa și așteptăm până se fierbe toată apa asta. Până se fierbe apa, ne vom întoarce un pic. Bun, ne-am întors. Acum am pus multă apă și se fierbe. Și vom pune Bun, și așa să se... E bine, așa, bine. Da. Și puțin bine. Bun, prieteni, ne-am întors. Și am vopsit, am fiert toate ouăle. Le-am împărtat bine cu ne-am fiert. Aici. Ăla, care-i vedeți. Așa mai rămas. Și ăsta s-a recolerat de tot. S-a practic s-a revenit la forma asta inițială. Bun, după ce să se usuce, le vom pune în coș. Ca să fie mai frumos. Bun, ne-am întors din nou și s-au uscat ouăle conform cerințelor. Toate ouăle sunt colorate și îmbrăcate și puse în coșulețul ăsta frumos. Care aici are o morcoveață de acolo. Vedeți, am făcut ca la carte. Doar s-a întâmplat mici accidente, multe dezordine. Schimbarea mereu a apei, udarea prin toate hârtiile, nu chiar a ieșit, cum se spun, frumos în asta, dar mai a ieșit ca la carte, măcar. Bun, asta a fost lumea, sper că place și să vă placă în continuare. Și nu uitați să dați like pe TAPC. Un comentariu, că ajută foarte mult să realizezi videoclipul grozave și celebre și să subscribe pagina YouTube. Eu am fost Dane Special și ne vedem la următoare. Pa!